toți avem o inimă, un creier și același număr de degete la picioare și mâini, oamenii au același drept de a fi unici și diferiți. Felicia este o tânără de 21 de ani, pentru care schimbările de look sunt o necesitate. Are o pasiune specială pentru poezie. Aveam 12 ani, eram cu prietenele mele, și primisem niște bani de la sărbătoare de Crăciun și ne gândeam că ce să fac eu cu banii. Și am intrat în farmacie și am văzut o cutie de vopsea albastră. Părinții mei, că n-aș spune că au reacționat negativ. Ce zic, n-au reacționat nici cum, că nu m-au certat, nu m-au spus nimic. Chiar a doilea pachet de vopsea mi l-a luat mama mea. Dar era cafeniu, adică ca să mă vopsesc înapoi. Roșu, ce l-am făcut roșu? Violet, negru, cafeniu, arămiu, adică și roz am fost, dar s-a spălat deja. Adică mai am de gând să încerc și o violet mai aprins și verde în viitor. Știu că sunt tânără și vreau să încerc de toate, vreau să mă încerc, adică să arăt așa cum vreau eu, să mă văd cum eu am să arăt, așa cum nici nu știu cum voi arăta, adică... Felicia ne-a mărturisit că toate schimbările sale de look nu sunt chiar pe placul iubitului său. Lumea așa și mi-a spus, adică eu, uite, pot să porți piercing-ul, dar facem un schimb, adică eu îți dau inelul, dar tu scoți cercelul. Ok, mă îmbrac un pic mai diferit ca ceilalți, dar este alegerea mea, adică mie îmi place așa și mă sunt confortabil. Dar ce cred alții despre stilul meu, nu mă rog. Reacția mea fiind mirată, că mă mirat, adică cum aș că toți oameni normali mai iau mai diferit de alții. E un stil mai extravagant și presupune mai multă atitudine și un caracter mai deosebit. De obicei când văd astfel de persoane pe stradă, prima reacție este ca să trec pe lângă ele. Suntem din slăbiciunea patimă și carne. Suntem toți de instincte duși, deși ne credem oameni. Suntem toți otrăviți, scârboși și mărșani. Suntem până la culme idioți, de credicioși și scârnați. Suntem toți jalnici și fricoși. Suntem greșeala unui sfânt. Și din păcat tot am ajuns ca să trăim. Victor este un tânăr jurnalist de 23 de ani care captează privirea atunci când merge pe stradă. Pentru el, schimbările sunt la ordinea zilei. Cariera sa de model a început recent. Calitățile ce îl reprezintă sunt ambiția, verticalitatea și curajul. Actualmente nu sunt angajat în câmpul muncii, însă scriu pentru diferite publicații. Paralel mă ocup cu modele, colaborez cu diferite fotografi și am fost vopsit câteva ori. Am fost, prima dată a fost un an urmă, în august 2013, am fost blond deschis, roșu, diferite nuanțe, și mai am deja careva planuri, dar e mai complicat la noi de găsit culorile. Barba, eu la fel în timp facultății, probabil anul 2, noi 3, da, anul 3, ce să-mi las barba. Am niște studii tolerant și aș spune sălbaci, pentru că nu știu ce, eu nu găsesc altul o explicație. Nu găsesc o explicație, pentru că suntem totuși în anul 2014, 2015 și ceva nou chestiile astea. Nu știu, probabil, cred că costuri sau, nu știu, vestimentație, să zicem, un pic mai diferite de restul. Repet, în tânără, facem o fotografie în universul, vai metri, tot așa un grup de tineri, hai, te rog, toți, nu știu. Eu nu refuz chestiile astea, dar îți par amuzante. Victor ne cunoaște în tot de pe 4-5 ani. Inițial mi s-a părut neobișnuit, poate chiar și acum am pare neobișnuit, dar personal n-aș face așa schimbări. Părinții mei, când l-au văzut, a început schimbările astea mai semnificative. Mă întrebau, a, dacă pleci tu să ieși ca Victor, ce nu-i. Dar,
că mai glumeau din când în când. Ceva are de ascuns, parcă. Poate nu atât negativ, dar lucruri strani, care poate numai el le cunoaște. Chiar și barba rădează, nu poți să îl cunoști. Vezi că vezi numai jumătate din față, numai jumătatea expresiei. Toate chestiile astea de la mână, barba... Faptul vrea să evidențieze, probabil. A fi diferit nu înseamnă a fi straniu. A fi diferit înseamnă să ai personalitate.